Și foaie verde, plopuscatul. Foaie verde, plopuscatul. Vlad, și ăsta s-o stricatul? Nu s-o stricat. Facem economie la... Ce dacă e pe baterii? Facem economie la energie. Bună dimineața și bine v-am găsit. 3 decembrie, vineri. Suntem cam obosiți după acest city break. Îi salutăm pe cei de pe DN1. Nu. Aia care merg de la București spre Poiana Brașov, nu ea care nu pot să se întoarcă. Spunea cineva că de city break-ul ocazionat de 30 noiembrie și 1 decembrie, doar 80% este ocupată stațiunea. De ce? De drumuri! Ați observat că în fiecare an, în preajma Zilei Naționale, se mai inaugurează câte o bucată de autostradă? Parcă să ne îndemne că, uite, de ziua țării, fiți patrioti, plecați dracului odată afară din țară, să rămânem numai noi cu ale noastre. Da, tronsonul Sebeș-Turda s-a inaugurat, vreo 20 de kilometri, din care un kilometru jumate gata stricat. Bine că n-au mai tăiat panglicile, e ok. Luna decembrie e pe noi, luna decembrie. Final de an. A fost un an, hai să recunoaștem, un an șaorma, un an cu de toate, cu relaxare, cu tulpini, cu valul 3, cu valul 4, cu booster, un an cu de toate. Sperăm ca anul care vine să ne aducă și bucurii, nu numai îngrijorări și îngândurări. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine? Că vedeți, de la atâta năcaz în țara românească, nici piramida energetică de la Sfinx nu s-a mai format. Au mers mii de români pe platou Bucegi, lângă Sfinx, să aștepte piramida energetică să se umple de putere românii, să vină energia. Și doamna Șoșoacă a fost acolo. Da, pe și piramida are demnitatea ei. O zis, dacă e Șoșoacă, de ce să mai vin eu? Doamna Șoșoacă în continuare, la fel de frumoasă, la fel de guralivă, la fel de neva, în fine, nefa, ne-na și becali. Zice, becali, eu am avut, de când s-a declanșat asta cu COVID, am avut COVID de 50 de ori. COVID de 50 de ori la becali. Deci eu îl simt în nas, îl simt în gură. Și fac o gargară cu țuică. O gargară dimineața, o gargară seara. De obicei la Pro TV. Nu discut asta cu gargara. Nea Gigi, ei fi tu mare creștin, mare credincios, dar asta e blasfemie, da? Țuica nu se... O gargară cu cafea. De unde? Da. No. E bun să ai tu buymeacoffee.com când primesc de la voi cafele. N-a fost bun podcastul de data trecută, îmi asum. N-am cafea, asta e, îmi pun în ea o... îl transform în mojar și chisăm usturoi, să nu dau alte idei. Da, ok, o știu. O să dați cafele, că urmează 6 decembrie, Sfântul Nicolae, mulțumesc anticipat. Apropo de ce vă arătam aici, împăcare epocală între Daria Radionova, mie îmi vine să zic tot Rodionova și Alex Body. Întâmplător s-au întâlnit în Londra. Ca în român, unde să te întâlnești cu fostul? În Londra, într-un restaurant de fițe. Și și-au mai dat încă o șansă iubirii lor. Nu știu pe câte zeci de mii de euro și-au dat această șansă. Asta e iubire mare. Vedeți că faci tot un contul iubirii. De exemplu, Ana Maria Prodan acum e ofuscată, ofensată, că au scăpat pe nen niște poze cu ea goală. Ați văzut-o? Cum se văd broscuțele alea țestoase. Bine, și de mă, da. Și ea e nervoasă. Cum au ajuns pe nen pozele? Pe odată ce ți-ai făcut tu pozele... La revedere, drum bun, cineva o să le posteze. Le trimisese fostului soț lui Laur, că de-aia antrena el cum antrena, că îi trimitea asta poze cu ea goală. Acum aveți și voi grijă, cui trimiteți poze și vorba bancului, ai poze cu nevastă ta goală. N-am, și nu vrei să cumperi. Asta e, domnule, asta e de când a fost lumea. Golăciunea vinde. Mai sunt și necăjiți și să ne gândim la ei. Leo de la Strehaia acum au puțin pe pucălie. Trebuie să intre într-un program de ăsta ca să scape mai repede, trebuie să facă ceva. Și cică lor de partiza la cămară să ducă cu spatele legume, să așeze pe... Este Dana Criminala, ce-o cunoaște toată țara. Dana Criminala e distrusă, zice, el are probleme cu spatele. Păi îmi dau seama că are probleme cu spatele, că dacă avea spate bun, nu intra pe pucălie. Îl scăpa doamna Laura Vicol. Laura Vicol, avocată interlopilor. În urmă cu vreo 15-16 ani, Leo de la Strehaia i-a dus un camion cu 1001 trandafiri. Vă dați seama? Iubire, lacrimi și muci. Asta a fost. Și acum, doamna Laura Vicol îl putea scăpa. Că Edita mai șefă la justiție pe Camera Deputaților. Nu știți pe doamna Laura Vicol? Prietena lui Nuțu Cămătaru sau Nuțu Scriitoru? Prima carte scrisă de el, dictată de fapt.
Bă, omul e un fenomen, a stat 18 ani în pușcărie, dar nu a scris acolo cartea ca să fie eliberat ca politicienii. O scris-o când a fost, bine, o clăpărit-o la mașina de bătut, Codin Maciuc sau Maticiuc, nu contează oricum și ăla om cum se cade. Nuțu Cămătaru, după atâția ani, în sfârșit a făcut și el niște bani cinstiți. Primii bani cinstiți din vânzarea cărții, vreo 150.000 de euro a câștigat din primul tiraj. Și acum au comandat al doilea tiraj de 30.000 de exemplare. Și mai zice lumea că românii nu citesc. E, pă dracu. Cred că iau cartea asta, îi zice la carte Nuțu Cămătaru, dresor de lei și fraier. Românii cred că o cumpără, cred că e manual. Bă, cum dresăm fraierii? Că lei, știm cine i-a dresat, euro. Cum dresăm fraierii? Păi da, să se ducă la parlament, să stea, să se uite acolo. Cum ne-au dresat pe noi, fraierii care ne conduc? A? Cafea aș bea de pe buymeacoffee.com/nicubendea, dar data viitoare, pe 10 decembrie, 3 cafele beau, dacă băgați voi acolo. Până acum... Mai este ceva lumine. Star Wars. S-a terminat Star Wars-ul. Că l-au pus pe la costele multe pe ciucă premier. Stăm bine. La finanțe este Căciu. La muncă Budăi. Primele măsuri, mărim pensiile și angajăm la stat. Nu, cum să nu fie liniște în țară? Bani de unde? Din Budăi, de la Căciu. Liberalii se ceartă, acum liberalii distruși. Nordul țării cu sudul țării se ceartă. Chiar Rareș Bogdan a ieșit din grupul de WhatsApp al Bex PNL. A ieșit repede, a mers într-un colț, a plâns să nu-i se vadă rimelul scurs și a început să-și curețe pielițele de la unghiuțe. Rotativa guvernamentală. Știți cum e? Așa se rotește după un an jumate. Deci acum e premier liberal, se rotește, vine premier PSD. Ca și cum rotești culturile, da? Păi la asta în politică. Deja mai putu floarea soarelui că iese tot japiță. Cum ar fi zis neanelui Iliescu, a ieșit într-o postare pe blog și a spus... Nu mi-am însușit banii din conturile lui Ceaușescu. Întrebați lângă Antena 1. Neanelu Iliescu. Băi, oricum, lucid la 90 și câte secole. În fine, că nici regina Angliei nu mai poate. Regina Angliei Elisabeta a zis, mă doare în cur de Barbados. Știți asta? Barbadosul nu mai e colonie britanică de câteva zile, a devenit republică parlamentară. Oare nu ne ia pe noi regina colonie? Nu cred că ne-ar merge rău. Și îl punem președinte pe prințul Charles. Mimilă, de câte ori îl văd la televizor. Să ajungi tu la 80 de ani și să zică lumea prințișor, adică un fleac, să n-ai nimic. Ca cafeaua mea, ca cafeaua de amară. Cam atât pentru astăzi, 10 decembrie. Să fim mai generoși, mai calzi, mai buni, mai umani. Și să privim totdeauna partea plină a paharului. Weekend plăcut!